facem pregătiți, nu știm ce să cerem. Da, domnule Vasile, domnul Ciucă ne spune, la întâlnirea cu doamna von der Leyen nu am intrat în detalii pentru că nu aveam documentele pregătite și nu aveam nici timp să intrăm în astfel de detalii. Chestiunea timpului nu o punem în discuție. Oamenii sunt ocupați, e clar, dar un premier să spună nu aveam documentele pregătite, cum vi se pare? Bun, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. În anul 2007, când am intrat în acest club elitist al Uniunii Europene, noi de fapt nu că ne-am amanetat, ne-am vândut suveranitatea și independența. În această situație suntem astăzi. Ne-am vândut independența energetică, ne-am vândut independența deciziilor politice asumate de către clasa politică, astfel încât să aducem bunăstare poporului român. Vorbim astăzi despre energie, în măsura în care avem termocentrale, hidrocentrale, ori grupuri energetice care se închid. Despre ce vorbim? Vorbim despre o lipsă de fapt, nu este o lipsă, este o negociere politică. România nu are dreptul să devină un stat independent energetic, chiar dacă avem resurse. Primim 1 miliard de euro și închidem cele 2 termocentrale, dar pe lângă termocentrale, ceea ce nu ne-a spus domnul general, este faptul că închidem și exploatările miniere ale României. Închidem Spania aceste... și Portugalia acum au reușit închidem să obțină derogări. Închidem aceste termocentrale când noi știm foarte clar că în Europa trendul și nu numai trendul, state puternic industrializate deschid aceste termocentrale. Doamna Carmen Avram a dat un exemplu elocvent în ceea ce vizează Germania. Da, este realitate. Nu numai Germania, dar și alte state cu capacități energetice pe termocentrale deschid aceste facilități și nimeni nu își pune problema că poluăm aerul pe care îl respiră cetățeanul european, pentru că toată lumea înțelege criza energetică, necesitatea prin care trece Europa, deși depozitele de gaze aflăm astăzi că sunt supraîncărcate cu această. Revenind la chestiunea pensiilor, eu nu cred în ceea ce vorbește domnul prim-ministru, pentru că raportul Băncii Mondiale, acel raport despre care vorbea domnul prim-ministru, s-a făcut referire în spațiu public, în spațiu politic românesc, domnul Budăi, ministrul muncii, înainte de vizita premierului în cadrul dialogului Comisia Europeană și cu parlamentarii europeni, a anunțat că acel raport este finalizat. Nu înțeleg dacă domnul prim-ministru a mințit, nu înțeleg dacă chiar vor să implementeze acel raport al Băncii Mondiale și nu înțeleg de ce această vizită, cu toate așteptările românilor, în sensul că se vor duce la Bruxelles să negocieze indicele, cât vor mări pensiile, dacă vor raportează la inflație sau vom avea pensii speciale, nu vom avea... N-a spus absolut nimic. Este o dezamăgire. A spus că n-a spus pentru că...